Salutare, pariori! Pentru ziua de vineri, tipsterii de pe site-ul biletuminuzilei.com au pregătit 7 pronosticuri. Haideți să le vedem! În această perioadă poți profita de 150 de rotiri gratuite fără depunere și fără condiții de rulaj la slotul Shining Crown. Bonusul este oferit de Las Vegas Casino, iar pentru mai multe detalii te invit să accesezi linkul din descriere. Manchester City-Arsenal. Radu Oprea spune că la acest meci se întâlnesc cele mai bune echipe ale actualului sezon din fotbalul britanic. Astfel, tipsterul nostru mizează pe un spectacol total și, ținând cont de calitatea jucătorilor care vor fi pe teren, pronosticul său este că ambele echipe vor marca. Bologna-Spezia. BMG spune că ambele echipe vor juca la victorie, un rezultat de egalitate nemulțumind pe niciuna. 5 din ultimele 6 întâlniri directe s-au încheiat cu cel puțin 3 goluri marcate, așa că tipsterul nostru mizează pe un scenariu asemănător și propune pariul de peste 2,5 goluri. Aalborg-Sondergiske. Andrei Cinculescu spune că în acest meci se întâlnesc două dintre cele mai puternice echipe ale campionatului danez de hockey. Ambele marchează foarte multe goluri și astfel majoritatea partidelor în care sunt implicate se încheie cu scoruri mari. Prin urmare, tipsterul nostru mizează cu încredere pe minimum 5 goluri marcate. Beşiktaş-Alanyaspor. Cei de la Beşiktaş traversează o formă bună, ajungând la 4 victorii consecutive în campionat. De cealaltă parte, Alanyaspor este o echipă fără pretenții, iar în opinia tipsterului Johnny, Beşiktaş ar trebui să controleze clar această partidă. Astfel, pronosticul său merge pe victoria celor de la Beşiktaş. Wade ne aduce în atenție duelul din Euroliga de basket dintre Olympiacos și Maccabi Tel Aviv. Cei de la Olympiacos ocupă prima poziție a clasamentului, în timp ce adversarii lor se află pe locul 8 și luptă pentru calificarea în play-off. În meciul tur s-au marcat 174 de puncte, iar tipsterul nostru mizează pe o nouă confruntare cu multe reușite, așa că pronosticul său merge pe minimum 156,5 puncte. Leipzig-Stuttgart. David Chirilă o vede pe Leipzig favorită clară. Aceasta traversează o formă bună, iar adversara ei se află în subsolul clasamentului. Prin urmare, tipsterul nostru mizează pe un meci dominat de cei de la Leipzig și propune pariul pe victoria lor și pe cel puțin 2 goluri marcate. Djokovic-Tommy Paul. În opinia tipsterului Adrian, jocul lui Djokovic este la cel mai înalt nivel și doar o accidentare l-ar putea opri din drumul spre câștigarea unui nou titlu. Tommy Paul a avut prestații bune la Australian Open, dar atunci când a întâlnit jucători puternici a făcut multe erori neforțate. Ținând cont de aceste detalii și de faptul că Djokovic este senzațional la retur și la schimburile lungi de mingi, tipsterul nostru alege pariul pe cel puțin 31 de erori neforțate comise de Tommy Paul. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletuminuzilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.